Primăria Rădăuți dorește să desfințeze zona pietonală din centrul orașului, fapt care a provocat o puternică reacție în rândul unei părți a locuitorilor. Asociația Rădăuțiului Civic a luat inițiativa de a organiza un protest împotriva acestui proiect, iar peste 1000 de oameni din Rădăuți și-au exprimat sprijinul pentru protejarea centrului vechi și renunțarea la transformarea zonei în parcare. Președintele Asociației Rădăuțiul Civic s-a întâlnit cu primarul Bogdan Login pentru a-și susține punctul de vedere și a solicitat retragerea proiectului de desfințare a zonei pietonale. Primarul a precizat că acest proiect va fi dezbătut în ședința Consiliului Local Rădăuți, iar mai apoi decizia finală va fi comunicată acestora. Centrul orașului Rădăuți, cu clădirile sale istorice din perioada Bucovinei Austro-Ungare, este un important patrimoniu cultural care necesită protecție și valorificare. În multe orașe din vestul țării, cum ar fi Oradea, Sibiu, Cluj și Sighișoara, centrul vechi este promovat prin refacerea fațadelor, crearea de zone pietonale și dezvoltarea unui centru civic vibrant.